Bun găsit! Colonelul Dan Hoffman, fostul prim adjunct al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, a fost hirotonit preot duminică la Mănăstirea Râșca, unde va și sluji ca preot, dar va putea oficia slujbe și la alte mănăstiri și biserici dacă va fi invitat. Slujba a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu Arhiepiscopul Sucevei și rădăuților în Alprea Sfinția Sapimen. Colonelul Dan Hoffman a activat la Poliția de Frontieră din 1991 și până în 1996 la Vicșani, iar din 1996 și până în 2002 a activat la Siret. A condus direcția de pașapoarte Suceava în perioada 2002-2009, apoi a fost pentru scurt timp prim adjunct la Poliția Județeană. Din 2010 a fost prim adjunct comandant și din nou prim adjunct la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava, el pensionându-se în 2017.